Măștile, mănușile, dezinfectanții, mălaiul și conservele, dar pe lângă ele și florile. Sunt cumpărăturile cel mai des făcute în starea de urgență, dar și în timpul stării de alertă. Și nu mă gândesc decât la balconul tău amenajat, Bogdan. Cei care se ocupă de acest lucru confirmă că s-au înregistrat creșteri spectaculoase ale cererii pentru plante în ghiveci. Să știi că am niște plante în ghiveci foarte frumoase din acea perioadă. Însă, cât au stat acasă, oamenii au încercat să-și facă locuința cât mai primitoare. Iată, balconul. Balconul. Și cele mai căutate au fost plantele, culmea, spectaculoase. Ficușii uriași, de exemplu, sau măslinii. În plus, autoizolarea s-a văzut și numărul de abonamente online. Mai mult ca oricând, buchetul a fost la un clic distanță. Ca să-și aline dorul de călătorii sau măcar de ieșiri în aer liber, românii au căutat soluții cromatice. Verdele a fost pata de culoare care a înfrumusețat multe locuințe, mai mult ca de obicei în ultima perioadă. Cele mai căutate plante au fost, evident, orhideele, Phalaenopsis, care sunt și cele mai vândute. De altfel, au și o creștere foarte mare a vânzării. După ele, ficusul irata, care este o plantă foarte la modă acum. Fiind frunza lată, are rolul să facă, să umple spațiu cât mai mult. Ficusul trebuie să stea la cât mai multă lumină, nu sub raza soarelui, eventual la geam, în spatele perdelei, și are nevoie de multă apă. Plantele de mari dimensiuni pot transforma orice încăpere. În afară de cele în ghiveci și florile care amintesc de plajele exotice au fost foarte căutate. Am adus două orhidee care au fost în premieră la noi. O singură plantă avea 300 și aproape 400 de flori, de floricele. S-au produs doar două în Europa, plumeria, floarea de frangipan, bonsai. Cel mai mult un cumpărător a plătit 10.000 de lei pe o plantă din dorința de a-și crea aerul mediteranean la el în balcon. Mai exact, pe un măslin vechi de 300 de ani. Neputând să își facă vacanța în Grecia, au dorit foarte mult să aducă Grecia la ei pe balcon. Și-au comandat măslinul. Cumpărarea unei astfel de plante decorative vine la pachet și cu o serie de responsabilități. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că putem crea un mediu care să nu-i dăuneze. Fără să pierdem planta, cel mai important este să conștientizăm faptul că are nevoie de apă. Apa pentru ea, în primul rând, este ca aerul pentru noi. Nu poate sta fără apă. Lumină foarte multă, marea majoritate a plantelor au nevoie de lumină foarte multă. În plus, a crescut numărul clienților care și-au făcut abonamente lunare online pentru buchete și aranjamente florale. Și mai dificil a fost în cazul sărbătoriților care nu prea puteau sărbători. Cei mai mulți dintre români nu au uitat totuși să trimită o floare și un gând bun celor apropiați. Creșterea a fost spectaculoasă, mai ales în perioada stării de urgență. Au simțit nevoia de a trimite un gând frumos celor dragi. În perioada mai iunie s-au comandat foarte mult bujori. A fost o întreagă nebunie în jurul bujorilor și vânzările au crescut față de anul trecut, undeva la 300%. A fost o frenezie totală în jurul bujorilor, pot spune. Acesta e un buchet care pleacă pentru o comandă în seara aceasta. Este inedit. Florile, cromatica și mesajul trebuie alese în funcție de ocazie, dar și de stilul, vârsta și așteptările doamnei care va primi buchetul. Pentru birou recomand un aranjament în burete, o cutiuță cu flori sau un aranjament într-un vaz de ceramică. Pentru acasă aș recomanda un buchet de flori grandios, un buchet cu flori de sezon, într-o vază transparentă. Cei care au cumpărat buchete sau aranjamente florale au pus de cele mai multe ori în coșul de cumpărături virtual și vaze, ghivece și vase colorate.